dragi prieteni, chiar acum mă voi așeza la vorbă cu un om cu care m-am întâlnit în momentul în care m-am întors de la Napoli la București și avea un statut privilegiat, nu pentru că și-ar fi dorit, din păcate. Așadar, avem un interviu cu totul și cu totul special astăzi, la începutul emisiunii, cu cel pe care îl iubiți și care a trecut prin momente foarte grele. E vorba despre Valentin Zamfira. O să vin către tine. Sănătate, mulțumesc. Că, nu vă ascund faptul că Valentin în continuare se mai sprijină, are nevoie de sprijin ca să meargă, după o experiență absolut teribilă. Deci, avion întoarcere Napoli, Valentin mergea pe un culoar special, era dus de la spital cu un cărucior. Cu un cărucior. Acolo, da. Codruța era lângă el, eu vă spun sincer, nu l-am văzut niciodată așa și arăta ca un om peste care trecuse un, cum să spun, un cataclism. Erai, niciodată nu credeam că te pot vedea așa. Da, eram schimbat la față, în primul rând. Eram totdeauna de la dureri, mă schimbam, efectiv. Eu nu mi-am dat seama. Cei de lângă mine se speriau tot timpul, pentru că, efectiv, mă făceam galben și pe mâini și la față. Da, da, da. Da, a fost un moment greu. Mie nu îmi face foarte bine să povestesc. Am povestit lucrul ăsta. Mi-ai spus atunci că noi... El mi-a zis, nu vorbim, noi am vorbit puțin, după care l-am lăsat în pace și am ajuns la ziua în care am hotărât să ne vedem, adică astăzi. Văzând că răspunde întrebărilor și invitațiilor la TV, am zis să ne vedem și să povestim. Aceasta e imaginea din spital cu singurul zâmbet pe care putea să-l livreze. Asta e la final de operație, da? Dar după operație a fost bine. Și eram bucuros că m-au operat într-un final, că a fost o luptă destul de... Valentine, cum s-a întâmplat? S-a întâmplat în felul următor, ca să fiu scurt, să nu face bine. Am povestit și ieri și m-am simțit foarte rău după emisiune, pentru că, fără să-ți dai seama, eu psihic nu sunt încă bine. Ca și retrăiești cumva secvențele. Și retrăiesc momentele și durerea. Durerea a fost groaznică. Eu sunt un om care nu m-am dat niciodată cu, nu știu, cu motorul, cu parapanta, cu nebunile. Acum ți-a venit. În schimb, în perioada de primăvară, eu am avut carnetul suspendat. Și atunci mi-am cumpărat un scuter electric. Așa. Care este foarte ușor, are o viteză destul de mică și am mers cu el prin Corbeanca, m-am simțit bine. În Positano am plecat și noi 3 zile să ne odihnim, pentru că perioada asta din primăvară, de când au început evenimentele, am fost în fiecare weekend și în curs săptămânii plecați. Și eram foarte obosiți. Și am zis, a fost eu unui prieten și a zis, hai să mergem în Positano, că e aproape, facem puțin e cu avion. E și frumos, tare. E și frumos, stăm 3 zile și ne întoarcem. Totul bine și frumos până când am ajuns acolo și ne-am dat seama că n-avem cu ce să circulăm, pentru că eram între stațiuni cumva. Noi n-am știut când ne-am luat cazarea cum e lângă Positano. Exact. Și atunci ne-am dus să închiriem o mașină. N-am găsit nicio mașină de închiriat și singurele de închiriat erau aceste scutere. Eu am luat cu cea mai mică viteză un scuter, ce-i drept. Numai că nu mi-am dat seama cum se circulă acolo. N-am avut habar. Am văzut când am ajuns că domnul de la taxi care ne-a dus circula extraordinar de tare. De tare și de urât, tăia curbele. Cine a fost în zonă sau cine cunoaște, e o zonă cu foarte multe serpentine. E plin de serpentine, de sus până de sus jos, până jos de din munte și până la plajă, numai așa merge. Numai așa, da. Iar lângă este o prăpastie imensă în care, dacă nu erau niște mașini parcate, puteam să mor. Să mor clar, să cad acolo. Și asta s-a întâmplat. Deci eu am fost în prima zi. Erai singur pe scuter. Singur pe scuter, pentru că n-am vrut să... I-am spus Codruții, eu merg ușor pe scuter, nu vreau să urci cu mine, pentru că nu sunt... Nu știu dacă sunt foarte stăpân pe... Știam că nu sunt foarte stăpân pe scuter, dar ideea e că nu... N-am făcut accident din cauza mea. Tot un domn din ăsta cu un Vito, ceva mai mare, așa, de 6 locuri. O dubiță, cum ar fi. O dubiță, așa erau genul de taxi acolo. Da? Circula cu o viteză extraordinar de mare, tăind curbele respective. Pe partea dreaptă, pe partea mea, eu mergeam spre cazare, erau parcate mașini pe carosabil, nu erau trotuare. Erau efectiv jumătate din partea noastră de drum, erau ocupate de mașini și el tăind curbe și venind spre mine, eu automat m-am speriat și am tras scuterul un pic dreapta și am atins o oglindă a unei mașini. Oglinda și un pic partea din față de la... și m-a aruncat efectiv pe stradă. Impactul n-a fost foarte mare, numai că scuterul a căzut pe piciorul meu,
Eu am căzut cu capul prima dată, am avut cască și asta a fost norocul meu, povestit și spun lucrul ăsta, insist pe el, pentru că nu vă dați seama că în orice moment viața ți se poate schimba și că de multe ori ne spun polițiștii, oamenii, luați cască, luați-vă ce trebuie, pentru că de eu dacă n-aveam cască, în momentul ăsta noi nu mai vorbeam. Și am căzut cu capul pe partea dreaptă, iar scuterul mi-a căzut pe picior și șoldul pe asfalt și s-a frânt capul femurului. Hai de mine. S-a rupt pe loc. Dureri? Dureri groaznice. În momentul ăla de la impact nu l-am simțit atât de tare. Au venit niște turiști care erau și cu scuterele în spatele meu. Ca o paranteză, în ziua aia, mai jos de mine, la un kilometru, încă două accidente sau trei. Una dintre fete a fost cu mine în salvare. Și ea cu piciorul rupt, tot din cauza scuterul și nu neapărat a scuterul. Și a modului în care mașinile... A modului în care se circulă petrecerea de pietoni, nu e ca la noi. A pus pietonul piciorul Stop și te și amendează dacă cumva ai trecut. Acolo îți dă claxon să te dai la o parte. Groaznic a fost. Și de aici a început calvarul și durerile insuportabile. A venit salvarea într-un final. A trecut salvarea de mine la un moment dat și am crezut că nu au înțeles punctul de lucru. De lucru, Doamne ferește, de accidentului. De fapt, salvarea mergea spre alt accident. Și atunci am înțeles, după ce mi-au explicat, mă rog, oamenii de pe lângă noi care vorbeau, șocul mare a fost pentru Codruța, pentru că ea n-a știut ce se întâmplă, eu doar am putut să trimit un mesaj pe WhatsApp cu locația și că am făcut accident. N-am știut dacă eu am trimis mesajul sau cineva. Și atunci s-au panicat Codruța și prietenii care am fost. Nu știu cât era, 3-4 km de la cazare, Codruța a alergat pe jos, efectiv, de sculță. Și a crezut că nu mai sunt în viață. Da. A fost un șoc foarte mare pentru ea și pentru mine au început durerile. Băieții de la salvare, erau doi băieți, m-au luat efectiv de picior rupt și de celălalt picior și de brațe. Nu m-au întrebat unde mă doare sau ce mă doare, m-au luat... Alte dureri. Atunci, pentru câteva momente, am leșinat de dureri. Și-au dat seama și m-au lăsat... jos, targa, n-au ridicat-o la un nivel, au pus-o pe asfalt, efectiv. Și de acolo a început nenorocirea cu mersul ăla printre serpentine. M-a dus la primul spital, n-au lăsat-o pe soția mea, pe Codruța, să urce în salvare, deși noi le-am explicat că eu nu cunosc limba și nici limba engleză nu e foarte bună. În momentele alea nu știam nimic să mai vorbesc. Da. Și a rugat frumos să o lase ca să poată să traducă. Să știe ce mi se întâmplă, să poată să mă ajute cumva. Și a fost un calvar până acolo, pentru că pe acea targă m-au strâns foarte tare de picior și se balansa stânga-dreapta și durerile erau grătice. Și a venit din spate cu altceva sau ce a făcut? Au găsit repede un taxi. Ea pe drum a vomat de vreo 3 ori. Și din cauza stresului. De șoc. Și din cauza faptului că ăla mergea groaznic de rău. Și una dintre prietele noastre la fel a pățit. Deci, efectiv, a spus că tăiau curbele. Chiar Răzvan avea o vorbă, a scos vorba asta prietenul nostru care a fost cu noi. Zice, ăștia cred că au viața câștigată la loterie, ceva de genul. Pentru că așa se circula. Eu, de la spitalul respectiv, deci m-au luat de pe targă, m-au mutat, mi-au făcut o radiografie, m-au lăsat la un moment dat aici, m-am panicat un pic, că m-au lăsat pe hol. Era noaptea, deja când am ajuns seara. Era un spital destul de gol. Nu știu în ce oraș să spun. Așa. Habar n-am. M-au lăsat pe hol. Eram singur pe hol și nu spunea nimeni nimic. Și m-au lăsat așa, cam vreo 10-15 minute pe hol acolo. Eu eram așa, de dureri, nu prea mai puteam nici să stric, să țip. Eram... Da. Sfârșit, pe românește. Și într-un final a venit cineva și ne-a spus că soția e la, în engleză, știa unul dintre domni, aici, la spitalul ăsta. Dar când m-au dus în partea cealaltă, nimeni, doar un singur asistent a vorbit engleză și s-a înțeles cu Codruța. La celălalt spital m-au dus și
pentru că nu m-au întrebat de asigurare, de nimic. Le-am spus că nu contează cât costă, vrem să plătim să mă opereze. Da. Pentru că eu n-am mai fost într-un spital nici în România, nici în afară. Știam că în momentul în care te duci cu o urgență la urgențe și e nevoie de operație, operația se face atunci sau a doua zi maxim. Oricum, tu aveai o asigurare de călătorie, probabil. Da, dar nu au întrebat de nimic, pentru că am înțeles că inclusiv cardurile astea de sănătate, el noastră fiind în Uniune, da, trebuie să-ți dea primul ajutor și nu era o problemă nici de... Ideea era că trebuia să mă opereze. Și aici a început panica mea, pentru că nu au vrut să mă opereze, pentru că sistemul lor de acolo spunea că doctorul operează în funcție de cum consideră ei că sunt de grave. Și pe tine nu te vedea grav? Nu, din punctul lor de vedere. Deci eu eram marți, adus acolo seara. Așa. Am ajuns, cred că pe la 11 noaptea, seara, 12 să zic. Și am întrebat, primul nostru instinct a fost să ne dea o salvare să mă aducă în România. Așa. Și am luat legătura cu un doctor din România, domnul Vlad Predescu, și a spus în nicio formă, pentru că este foarte mare distanța și mi se pot întâmpla foarte multe lucruri rele și da, pot să, Doamne ferește, chiar să și mor. Și atunci ne-am retras cererea asta și ei au spus că nu e ok să plecăm. Și am zis că plătim oricât să mă opereze. Nu contează. Și ți-au cerut niște bani? Nu, stați un pic. Au spus că nu acceptă bani, că a fost înțeles greșit. Noi nu am spus că am dat șpagă la... Da. Noi am încercat, în orice regim, sau să mă să ducă la operația. Sau să mă ducă la un spital privat de lângă să mă opereze. Pentru că doctorul Vlad ne-a spus în felul următor: nu e normal să te țină cu piciorul rupt foarte multe zile, pentru că se pot întâmpla multe și se poate prinde piciorul, după care trebuie să ți-l rupă. În momentul în care ți-l rupe a doua oară, operația poate să nu mai pice normal și să-ți pună o proteză, pentru că a fost discuția să-mi pună o proteză pe care să stau toată viața și să o schimb din 10-15 ani, să o schimb frecvent. Și atunci nu ne-au băgat în seamă, bineînțeles că nu înțelegeau absolut deloc engleză, nu voiau să vorbească, spuneau că ei sunt napolitani, ei vorbesc italiană și era... Ei sunt napoletani, dar ei nu sunt italieni. Da, da, și e o poveste. Eu n-am știut, că dați seama că n-aveam de unde să știm. Și Codruța efectiv s-a luptat cu ei, la propriu, cu translator. Au fost multe momente de dureri groaznice. Repet, eu nu sunt nici doctor, nici n-am fost nici în spitalele din România. Nu vreau să țin apărare nimănui, dar eu, cel puțin când am ajuns în țară, eu am fost tratat foarte bine și oamenii de aici m-au ajutat enorm de mult. În primul rând că mi-au dat calmante să nu mai simt durerea aia pe viu. Pentru că eu, atâtea zile cât am stat în spital, am fost tratat doar cu paracetamol. Mamă, mamă. Care avea un efect mic, nu știu, așa l-am simțit eu. Eu simțeam durerea efectiv, non-stop. Bun. Într-un final, pentru că insistam și stăteam numai, Codruța stătea numai la uși și bătea la fiecare doctor și spunea: domne, vă plătim, nu contează, ne spuneți sau trimiteți-ne efectiv la un spital privat, un doctor privat, da, să ne opereze. Și atunci au zis într-un final că unul dintre cei mai buni doctori ai lor poate să mă opereze în regim privat pe o sumă de bani care, în momentul în care va apărea în cont, va fi... Nu intra suma, nu... Nu, nu. Iau. Că și aici au sărit unii oameni. Nu există așa ceva. Eu vă spun cam acte. Așa s-a întâmplat. Să dea Dumnezeu să nu vi se întâmple niciodată nimic. Dar la tine, până când au intrat banii, n-au pus mâna pe tine. Și să n-aveți nevoie de absolut nimic niciodată pe lumea asta și în viața asta, decât sănătate să aveți și să nu faceți parte din niciun sistem medical, nici pe afară, să n-aveți necazuri nici pe aici. Și eu, mie asta mi s-a întâmplat, efectiv. M-am speriat foarte tare într-o noapte când am făcut, nu știu cum se numesc, am zis ieri fibrilație, nu știu dacă se numesc așa, efectiv tremuram cu tot corpul. Da. Și asistentele de, rămâneau asistentă și un, noaptea aia cel puțin, o asistentă și un asistent.
eu aveam un buton de panică. Am sunat de câteva ori, am înțeles că mă învățasem că noaptea vin mai greu, pentru că na. Da. Poate mai stau și ei sau au mulți. Erau foarte mulți pacienți, da. Nu eram doar eu acolo și am înțeles. Dar în momentul în care au venit, eu tremuram și nu mai puteam să respir, pentru că m-am panicat. Nu știam că așa se poate întâmpla de la... Repet, neavând niciodată vreun accident sau să fiu în spital, să știu ce înseamnă să ai o asemenea stare. N-au vrut să-mi dea niciun calmant, se mișcau foarte lent, între timp a ajuns codruța de la cazare, deci asta, eu tremuram așa de vreo 40 de minute. Pentru mine, mie mi s-a părut o veșnicie 40 de minute, credeam că totuși o să mă liniștesc. A venit cineva într-un final, mi-a luat tensiunea și mi-a pus ceva să vadă dacă am tensiunea regulă, după care eu țipam, după care codruța a început să certe cu ei, să le spună, domne, au vrut să cheme carabinienii, i-au întors, nu i-au mai chemat într-un final. Ei sunt și foarte apriși la mânie, așa, adică dacă da, ei... Da. Și să mă ierte Dumnezeu, poate nu mi s-a țipă părut la mie. Tine repede. Dar avea o chestie cu românii, așa mi s-a... Pentru că erau alți italieni acolo și ăia țipau ei la asistenți și nu ziceau asistenții nimic și imediat poate mi s-a părut mie, nu vreau să după să, scurtă pauză revenim cu Valentin și cu alte momente teribile din această istorie care i-a schimbat viața și stați cu noi, va fi o ediție plină de momente speciale. Cine nu s-a certat niciodată cu napoletan sau n-a avut vreo problemă cu oamenii din această zonă, nu înțelege de ce ar fi putut codruța Filip Zanfira să fie arestată și luată cu carabinierii, încercând doar să ceară ceea ce soțul ei avea nevoie și anume puțin tratament. Da, nu știu dacă era vorba de arest, dar ei în momentul ăla au vrut să o dea afară efectiv. Și ea n-a vrut să plece până eu nu mă... Pentru că nici ea n-a știut ce se întâmplă. Eu săream din... cu pat cu tot, piciorul fiind rupt, ei nu mă operaseră. Și momentul ăla eu nu puteam să mai respir. Și singura mea reacție a fost atunci, pe momentul ăla, așa mi-a venit. Să îi spun, sună la ambasadă, caută un număr de la ambasada României aici și sună pe cineva de la ambasadă. Pentru că în momentele, în secundele alea, în minutele alea, aveam impresia că eu o să mor, o să rămân fără aer și o să mor și că nimeni nu o să mă ajute. Ăsta e sentimentul pe care l-am trăit. Și a sunat la ambasadă? Nu. Când a auzit asistenta de ambasadă, a înțeles cuvântul ambasadă și s-a potolit, n-a mai chemat pe nimeni și mi-a dat un calmant rapid. Ei, după ce mi-a dat acel calmant, între timp a răspuns și doctorul, pentru că era noapte în România, da. A răspuns și doctorul Vlad și a spus calmați-l, explicați-i că este normal ce îi se întâmplă și că, pentru că ea nu știau să-mi explice. Ei vorbeau în italiană ceva, eu habar n-aveam ce zic cu oamenii. Și atunci, de la calmant și faptul că codruța era la telefon cu doctorul și nașa îi spunea, vezi că doctorul a spus în felul următor să stea liniștit, calmează-l, explică-i. Am început să mă liniștesc și am trecut cu greu peste noaptea. N-am mai dormit pentru că mi-era teamă că o să mă trezesc din somn, pe mine m-a luat treaba asta. O să mă trezesc și o să mi se întâmple ceva. N-am dormit vreo 10 nopți. A fost greu pentru mine pentru că nu erau calmantele destul de puternice ca eu să pot să mă liniștesc. Și trecând prin poveste mai pe scurt să înțeleagă oamenii, a fost în felul următor, că noi am insistat, codruța a stat în fiecare zi la ușa lor de gardă și s-a rugat ca de Dumnezeu de ei, explicându-le, domne, noi suntem artiștii România, putem să vă dăm cât costă operația, oricât costă. Și ne explicau, dar nu este vorba că trebuie să ne dați bani, dar așteptați, poate pe săptămâna viitoare, pe marți, se poate opera. Și noi le explicam, domne, dar noi vorbim cu un doctor în România care ne spune că nu e normal să țineți un pacient cu piciorul rupt 7 zile, 8 și să-l operați. Nu este normal. Îi se pot întâmpla multe chestii. El este tânăr, are nevoie să meargă pe scenă, să cânte. Nu are o meserie în care poate să stea. Da, pe... nu trebuie să fie traumatizat pe viață. Exact. Trebuie să înțelegeți. Într-un final, doctorul, cel care m-a operat, cel mai bun doctor de la ei, șeful ortopediei de acolo, din spital, a înțeles-o pe codruța, i-a tradus și atunci el a luat atitudine și a spus o să-l operăm. Dar nici atunci nu mi-au spus ziua.
Și joi de după amiază a venit asistenta la mine, Codruța stătea pe holuri, iar seara se ducea la cazare, că n-avea unde să stea. Pe, a dormit și pe scaune, pe acolo, pe cum a putut și ea. Dar trebuia să se odihnească, pentru că aveam nevoie de ea. La prima oră, la 5, ea era acolo. Și nu o lăsau tot timpul să stea pe holuri. Se închidea spitalul. Și în momentul, sau nu știu, se închidea spitalul, cred. Și în momentul în care a venit seara la mine, Codruța nu mai era acolo. Și a început iar să-mi explice în italiană, nu știu ce. Și i-am dat telefonul să-mi traducă. Mi-a tradus și a spus: s-ar putea să vă opereze mâine de după amiază, asta însemnând vineri, dar trebuie să vorbiți ca banii să ajungă în contul spitalului, ca să vă poată opera. Și atunci, noaptea nu aveam cu cine să vorbesc la bancă. Și m-a rugat de Dumnezeu, zic: Doamne, și zi scurtă vineri, ori putea oamenii de la bancă, nu știam care e procedura. Și am avut noroc cu doamna director de la bancă, cu care mă cunosc foarte bine. Și am spus: vă rog din suflet, din contul meu, transferați suma respectivă să apară instant în contul spitalului, ca să fie în regim privat. Cum... au văzut banii, au pus mâna pe instrumentar. Au văzut banii, m-au mutat în alt salon, singur. Altceva? S-a schimbat situația, da. Nu pot să spun că și atitudinea... iar o să intre lumea și o să zică... nu, eu spun ce mi s-a întâmplat mie. Poate mi se pare că sunt subiectiv. Când e vorba de tine, poate vezi lucrurile altfel. Dar s-a schimbat atitudinea lor. Au fost atenți cu mine, mi-au explicat altfel, mi-au dat atenție și mi-au explicat că mă va opera cel mai bun doctor. Doctorul a făcut o operație de 2 cm, cred, atât are operația mea. Și operația a durat foarte puțin, undeva la o jumătate de oră. S-au comportat foarte ok medicii cu mine, medicii primari, medicii care m-au operat. Și una dintre, de fapt, doamna anestezist știa engleză, mi-a explicat în engleză. Eu nu știu să vorbesc foarte bine engleză, dar înțeleg. M-a liniștit. Lucrurile au decurs cu totul și cu totul altfel și am fost liniștit că mă operează. Și de atunci lucrurile au decurs altfel și a fost mai bine în salon, liniștit, pentru că au lăsat-o și pe Codruța să-mi aducă și mie o mâncare mai ok, să pot. Până să... atunci nu o lăsau. Nu, era o oră de vizită. De vizită și pentru că ea nu-și găsise cazare, ea n-avea bagaje, nimic acolo, a trebuit să ducă în Positano după bagaje, să vină prietenii noștri. Adică a fost o și când ajungea ea, îi spunea a trecut, numai, dar vă rog, lăsați-mă. Nu înțelegea nimeni situația. Mă rog, una peste alta vreau să spun un singur lucru celor de acasă, pentru că sunt foarte mulți, am spus-o și pe Facebook, o spun și la tine în emisiune, poate că de multe ori nu ne dăm seama cât de iubiți suntem și de Dumnezeu și de public. Eu în toată perioada asta am primit atât de multe mesaje frumoase de la oameni, preoți care s-au rugat pentru mine, oameni de rând care m-au cunoscut doar prin prisma voastră, media și prin prisma cântecului meu, care mi-au trimis ce să citesc pentru rugăciuni. Preoții de la călugării de la Cernica, care mi-au adus aghiazmă și mi-au spus ce să fac. Și că avem un călugăr în vârstă și mi-a spus: dă-ți o aghiazmă asta, spune rugăciuni seara și eu îți promit că tu o să te vindești mai repede decât ți-a spus doctorul. Foarte repede. Și așa s-a întâmplat. Deci Dumnezeu există. Prietenii există, aia cât sunt, și familia e de preț. Și are o nevastă super woman. Și astăzi am ales, pentru că voiam să vorbim de prieteni, să-i mulțumesc prietenului meu Raul, impresarului Mircea. Cred că un spectacol frumos. Un turneu național, a organizat un turneu național peste 20 de orașe, noiembrie și decembrie. Așa. Începem cu Alexandria Pitești, Râmnicu Vâlcea, Arad, Oradea, Cluj, Baia Mare, Constanța, Iași, Brașov, Ploiești, Buzău, Deva, Galați, Craiova, Sibiu și 20 decembrie București. În București. Căutați pe rețelele sociale la Valentin sau la Raul să vedeți exact sălile și tot ce trebuie. Foarte tare. Le mulțumesc din suflet că s-au gândit la mine și sunt tare nerăbdător. În octombrie îmi încep activitatea la spectacole, la evenimente, să mă văd cu publicul. Am o singură întrebare. Ăla care, din cauza căruia ai făcut accidentul, unu, s-a oprit? Nu.
Nici nu știu cine ești. Nu știi cine e, nu? Nu, țin minte că au venit la un moment dat, a venit poliția, ceva de genul. M-au întrebat doar dacă erau sunt camere okay. Acolo? Nu, nu între munți, nu, nimic. Nu era da, nimic. Știu, zona e chiar complicată. Și au zis dacă sunt ok, nu m-au întrebat absolut nimic, au rămas prietenii mei și le-a explicat situația și m-au dus la spital. De aici nu m-a căutat nimeni. Nu te-a deranjat poliția. Nu m-a deranjat nimeni. Nici nu mă interesează lucrurile astea. Mă interesează că sunt bine și bine. Că pot să-mi revin în următoarea perioadă. Aveți grijă de voi, de sufletul vostru și vreau să dedic melodia pe care o să cânt la voi în emisiune mamei mele. Foarte frumos. Săr, dragă de aia, cred că a fost... Pentru că și soacrei mele, care mi-e ca a doua, să nu plâng acum, mamă, că au stat lângă mine nopți la rând și au suferit mai mult decât mine și le mulțumesc și mulțumesc Dumnezeu că am așa o familie frumoasă și indiferent prin ce o să trec, știu că am pe cine să mă bazez. Doamnelor și domnilor, un domn înconjurat de femei senzaționale, soție, soacră, socru, frații mei, da, nu mai știu. Spun. Lor le-ai mulțumit, pe ele le pupăm. Da. Până când se duce Valentin la locul de cântare, vreau să-l întreb pe